Salutare YouTube, sunt Aurel, sunteți pe canalul Iona Games și continuăm să ne jucăm The Witcher 2. Am rămas acolo în închisoare episodul trecut și povestim celui care ne anchetează, acelui gardian, ce s-a întâmplat și astăzi vom retrăi povestea de la mănăstire. Regele aici în față ne ajută să ne cere de fapt să-l ajutăm cu o problemă. Nu putem să intrăm în castel și trebuie să găsim o modalitate de a ajunge la mănăstire. Și noi vom merge să facem lucrul ăsta. Să-i căutăm, să căutăm regele o metodă de a intra în spate aici, deci în mănăstire. Da? Bun, hai să mergem pe aici prin sat să căutăm una alta. Fapt, să căutăm o intrare spre mănăstire. Apa, putem intra și prin sat, prin case pe aici să căutăm câte ceva. Ia, dacă dăm frumos cu Z, vedem totuși pe unde sunt, ca să nu mai stăm să căutăm. Uite și aici. Cum și aici? E blocat. Nu? Cam atât pe partea asta. Vom face și un pic de scotocire, doar vom merge să facem și misiunea. Opa, stai pe aici, nu pe aici, pe aici. Opa. Ce ai avut, mă, cu ea? Bun, vom merge puțin să negociem cu oamenii ăștia, că nu e bine ce se întâmplă. Stai. Uite, dăm toc. Oamenii sunt înarmați și vrem încercăm să calmăm pe băieții ăștia care să fac întrecreduri. Direct îi spunem, hai, Valea. Bine, le-am făcut și un mic vrajă ca să se plece mai repede. Thank you, sir. Thank you. Și acum, putem să cerem bani pentru ajutorul nostru, dar nu îi facem treaba asta, îi spune să plece fără să le cerem nimic la schimb. Hai să sărim totul, am spus că sunt multe filmulețe, o să sărim peste o parte din ele. Dăm și noi pe aici un zis, vedem că avem ceva de găsit. Uite că am găsit ceva aici. Asta cum uite pe... și pe aici pe afară. Uite și pe aici sunt de adunat acest fel de plante. Vă spuneam și-au trecut că cu asta putem face crafting, putem face niște chestii, dar nu deocamdată acum. Hai să vedem pe aici ce mai putem să mai găsi. Aici putem intra? Și aici putem intra. Bine, putem merge și noi așa, cât de cât să dăm, uite, fără să mai dăm zoom ăla, cât de cât să ne orientăm. Dar ca să nu uităm, să nu scăpăm ceva, dăm așa, uite și aici, de exemplu, uite, asta nu-mi dădeam seama de ea. Și aici, e blocat. Hai, ieși afară. Nu știu pe aici, baricădează, bă, ceva nu știu ce fac, e pe acolo. Unde mai e ceva de adunat? Hai, dăm zi ca să nu mai ne plinuim. Activăm medalionul ăla cu zi și ne spune pe zonă, în jur ce avem noi de făcut. Uite, de exemplu, și aici. Aici am fost? Am fost. Mergem mai departe. Ia să zic, facem ca să mai găsim. Frumos un zi. Tot. Și de aici. Și de aici sunt și pe lângă casă câte ceva plante. Facem poțiu sau ceva de genul. Asta e flapă sau ceva nu trebuie pe aici. Ia să vedem. E parcă ceva... Ah, uite, era aici jos, ciupercut sau ceva de genul. Uite ce apare... Mai e ceva neadunat? În sfârșit, hai să mergem, hai să mergem totuși să ne facem treaba. A, uite, se bătea pe aceea și nu uita la ei. Hai mă, să ne dai eu câte ceva de ei. Hai să începem prima bătălie pe episodul ăsta. Băi, asta e mă.
peste ceva. Ce cu? Așa, și acum să începem să iasă de aici un zi. Să vedem pe unde avem de adunat. Uite și aici odată. Aici odată. Bine, acolo era un ordine, am soldat să putem să vedem ce se întâmplă. Uite, soldat să avem niște ordine scrise și putem vedea aici în telefon, putem intra? Putem vedea ce se întâmplă, ce aveau de făcut. Unde putem aici căuta? Ia să vedem. O dată aici. O dată aici. Și pe sus. Când o lasă aici sus? Sau fie afară? Mi-a făcut ceva aici. O, uite ce am găsit aici, o mai zic chestii. Hai să mai căutăm. Pe aici, dacă mergem, nu mergem până la ajungem pe nicăieri, pentru că este blocat drumul. În continuare, vă spuneam că este un joc frumos, uitați ce peisaje are, ce detalii făcute acolo frumos și cetatea și turnul ăla. Hai totuși să ne vedem de treaba noastră, pentru că avem să găsim o cale de a intra în, cum spune, în subsolul. Block the passage, quick! Opa. În subsolul, aici nu putem intra. Mănăstirii, și acum trebuie să găsim o altă cale de a intra în subsol, pentru că ne-a blocat-o cineva. Ce are grăină asta? Ce-a dat? A trebuit să omor grăină aia și am omort-o. Pe aici a găsit ceva pe boschii ăștia pe aici? Ăștia și-au luat alături statice atât armata cât și probabil populația care a fost, cum îi spunea, partizană cu trădătorii, să zic așa. Ia să ne căutăm pe aici câte ceva și pe aceea ne merge pe lângă soldatul ăla, acolo trebuie să ajungem. Ia, așa. Deci. Tu ce faci, mă, aici? E vamă nouă lui. Aici cineva, opa. Chiar mă era doar un pic de... un pic de bătărie. Ia de aici. Facem o mănâncă din asta, mă. Cu toporul în el. Ceva pe-n zonă? Ia zis că ăștia aveau... Hai, mă. De ce nu dă voie să iau de la el? Că aici am dat de-a voi, search, op. Și m-a descurcut cu tot, cu punguța. Uite, am găsit și pe aceștia iarbă cât de cât. Se ciuperci. Dacă suntem vrăjitori, vom face mai încolo niște poțiuni. Asta e blocată, n-am putut face nimic aici. Hai să mergem... Uite, de aici puteți să mai luăm câte ceva. Asta e blocată. Hai să mergem totuși în... Opa. Să mergem în peșteră, fapt în tunel ăsta ce este pe aici. Hop. Pe aici sunt zambale și cărcălaci. Uite pe primul. Băi, dar urât ești. Nu m-am uitat puțin când mi-am luat-o, știu cum a ducat sabie, uitat cum e bună aia. Următorul, care mai ești, frate? Ceva pe aici, pe-n zona de găsit de... Fac, stai că am văzut ceva. Search. Uite, iar o sabie. Ia stăm totuși puțin aici, vedem care e mai bună sabia. Deci asta are 8 cu 11 și a mea are 8 cu 10.
Trebuie să punem pe asta în locul asta. Asta cât are? 8 cu 11, 8 cu 10. Ok. Cât de când ne-a pus o sabie mai bună, dă puțin de medici mai mare. Păi ce pun de medici pe aici? Sunt compactă. Stai că ne arată pe harpă. N-am văzut. Opa. Ia stai-mi, să te explic ceva. Mai bun pe aici? La de răb să acum de acolo din... Deci nu mai trăia și nu mai avea nici piele, nici oase. Avea doar oase de... Pardon. Opa. Aici mai găsim ceva? Am dat nimic. Hai să mergem totuși să... A, tot așa trebuie să strângem asta? A, am găsit ceva aici. Apă, ceva, esență de apă. Ia, nu, că mor. Așa. Asta nu putea scrie de ușa asta? Nu putea. Putem aprinde toate pe aceeași lumină totuși. Așa că de când facem luminarea, să vedem pe ce se întâmplă. Ușa blocată. Scăutăm o cale de a ieși acolo, cum spuneam, în mănăstire și să dăm drumul la poartă. Aici. Da, unde trebuie să mergem? Aici am venit. Uite pe aici. E blocat. Opsi. Să fie o așa nume altă cale. Dacă ne-a dat în stânga, pardon. M-am văzut. Uite mă. Trebuie să te putuși pe la harta aia, că... Ne ajută. Uite mă, că am găsit. Harta aia ne ajută puțin, dar eu n-am fost atent la ea și atunci... Opa. Uite, vedem și ce tădători. Bun. Ia să dăm pe aici, frumos. Auzi ce aici, ce de comori. Adunăm tot că ne trebuie. Vă spunem că asta vă face puțin mai încolo crafting cu ce avem pe aici. Gata, am zis că am luat tot. Și vom urca, vom urca. Yes, hai cineva. Stand your ground! Ia mă și tu. Asta are armură puțin mai nasoală. Să dă mai multe chestii până aici cum am acest. Ce s-a percurat în afară, numai aici. Ce avem aici? Ce avem noi aici? O grămadă de... Mai avem ceva de luat? Ia să vedem ce am găsit. O dată. 6-10 nu e bună. Asta ce e? Asta o punem aici. Nu lasă. Știu că... Puțin trebuie să le punem în... Cum îi spune? Trebuie să le punem în... În buzunar. În pachet acolo. Am murit puțin, cu 3 am murit. Bă, pantaloni ăștia ce au? Ăștia aici.
stare plus 3 și asta am tot plus 3. Dacă am făcut eu o boroboață, trebuia să pun pasta cu 3 și mai plus să puteam upgrade-ul peste ea, dar în sfârșit. Unde ești? Aici. A, pe aici, și bine. Stai cum vede. Uite, mai și pe aici trebuie altă ceva. Să luăm tot. Să știm, mai acolo ne trebuie. Uite. Exact. Asta e păcată? Așa, și pe aici. Opa. Bine, în mod normal ăsta s-a predat la vaieta ăla, cum îl cheamă. Dar soldatul și-au rămas cu martelul acolo pe interior și încă nu știu ordinele de capitulare. Și va trebui să-i înfrângem, să le... Gata? Bine, ne cam când ai cu Z-ul ne cam spune și pe unde să intrăm ușile, fără să mai căutăm noi la fiecare ușă blocată. Aici mai găsit ceva? Uite, mai găsim și câte plante. Am luat tot? Am luat tot. Aici. Uite și aici. Și aici. Și aici. Aici să mai dăm un zâmbet frumos. Nu mai sunt. Hai să mergem în interior. Și aici, bineînțeles că și aici sunt. Stai. Aici este blocat, au nevoie de cheie. Uite acolo bani aici în... Ia. Hop. Ia de aici, ia de aici, ia și tu, ia și tu, ia și tu. Măi, nu da pe la spate. Hai să găsăm un lucru, că e mai mare. Aia stai acolo la ușă, uite la noi, imediat în locul. Ia încă aici am ieșit tu. Bă, mai e unul, ieși din boschet aici. Gata, ia-l niște pe toți. Odată. Aici pe la voi, ceva? Și am găsit și cheia de la... Cum îi spune? De la poartă de acolo. Hai să mergem să intrăm în... în camera aia să ce e acolo. S-a deblocat la următoarea întrebare, ca la bingo. Oh, am găsit și niște mănuși. Ia să vedem. Deci astea au plus 1 la armură, astea au plus 3. Vedeți că lăsăm pe alea cu plus 3. Stai, mă. Băi, aici e treaba. Vârte de poartă, adică se ridică poarta, vârte de roata asta se deschide poarta. Ia să vedem.
Ia uite. Gata, le-am deschis frumos poarta, am intrat băieții. Bun, păi, cam atât pentru astăzi, am făcut o misiune, adică am ajutat pe rege să intre în mănăstire. În următorul episod vom face continuarea. Dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea vă invit să apăsați și butonul de subscribe. O data viitoare, să vă doresc un sincer și călduros salut!